Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, medicul Florin Roșu, a declarat sâmbătă noapte că lupta cu virusul a fost pierdută la Iași. În curtea spitalului, în noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe ambulanțe cu bolnavi COVID așteptau la rând pentru ca medicii să găsească un pat liber. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu, afirmă că s-a ajuns în această situație din cauza ratei scăzute de vaccinare pe fondul dezinformării populației. El a adăugat că medicii ieșeni își fac în continuare datoria în ciuda situației dificile din spitalele COVID. În județul Iași, până sâmbătă la prânz, s-au înregistrat 49.356 de cazuri de COVID, dintre care 383 de cazuri au fost confirmate în ultimele 24 de ore. Lupta cu virusul SARS-CoV-2 a fost pierdută. Toate unitățile sanitare împreună cu unitățile și compartimentele primiri urgențe au pus la dispoziție maximul resurselor umane și financiare, mai puțin spitalul militar, care în nici unul dintre valurile pandemice nu și-a făcut simțită prezența. Putem să operaționalizăm oricât de multe paturi ATI, putem deschide noi spitale sau converti cât mai multe secții non-COVID în secții COVID. Rata scăzută a vaccinării împreună cu dezinformarea populației a fost factorul determinant care ne-a adus în acest scenariu, a precizat medicul Florin Roșu.